Neața, este vineri, doar o zi ne mai desparte de weekend. Dar pentru mine este o zi plină pentru că am foarte multe de rezolvat și în plus mi-am propus și un challenge. Am la dispoziție zilele acestea 3 device-uri de la Samsung. Un Galaxy Note 20 Ultra, smartwatch-ul Galaxy Watch 3 și căștile Galaxy Buds Live. Provocarea constă în a fi productivă astăzi, folosindu-mă de cele 3 device-uri, fără să mă ating de laptop. Așadar, astăzi facem și vlog pentru că vă voi lua cu mine să vedeți cum mă descurc eu într-o zi normală cu 3 produse din același ecosistem. Vă spun pe scurt care este planul pentru ziua de astăzi și ne apucăm de treabă. Eu sunt deja la birou cu nelipsita cafeluță, altfel nu putem începe ziua. Avem de filmat review-ul lui Galaxy Watch 3 și de această dată voi face filmarea integral cu Note 20 Ultra. Doar are o cameră extraordinară pe care vreau să o pun la treabă. Filmarea va fi 4K, voi filma și B-roll pentru ceas, adică cadrele acelea în care focusul se pune pe anumite detalii ale device-ului. După care mergem să mâncăm de prânz, am ales o locație superbă pentru că vreau să fac și câteva fotografii pentru rețelele de socializare. Vă arăt și cum le editez rapid, o să le și postez, facem și un TikTok și revenim la birou. Mai am un articol de scris și publicat, facem și ceva mișcare și mai vedem ce mai apare pe parcurs. În mare, cam asta este programul pentru ziua de astăzi. Eu mai am de setat luminile, să pun telefonul pe trepied și să fac câteva teste, iar filmarea poate să înceapă. Gata, îi dăm drumul! Ce trebuie să știi este că ai două variante ale smartwatch-ului. Galaxy Watch 3 Wi-Fi Only și Galaxy Watch 3 cu 4G, pe care îl poți folosi pentru a apela chiar și fără să fii conectat la telefon. Gata, am terminat cu review-ul lui Galaxy Watch 3 și acum vreau să mă apuc de B-roll-ul pentru el. Sunt puțin în întârziere, așa că o să mă grăbesc să termin cât mai repede. Mi-am făcut și o listuță cu ceea ce vreau să bifez pentru acest B-roll sau acele cadre despre care vă spuneam, cu detaliile pe care vreau să le surprind pentru un anumit produs. Și mi-am aranjat aici un mic setup de început. Profit că încă este soare și cald și am o lumină atât de bună aici pe balcon. Gata, am terminat cu filmarea, e deja ora 2, mergem să mâncăm ceva și poate mai realizăm acolo câteva cadre interesante. Mai am 44% baterie după filmarea 4K a review-ului lui Galaxy Watch 3 și vreau să mă asigur că mă ține bateria până diseară, așa că profit de faptul că am un încărcător ieftior, cumpărat după site-urile chinezești, dar cu încărcare wireless și îl pun la încărcat până ajungem la restaurant. Am ajuns la restaurant și vreau să vă arăt de ce îmi place atât de mult locul acesta, mai presus de mâncare. În momentul în care treci de sălci, iată ce se ascunde. Aici aș vrea să fac și câteva fotografii pentru Instagram și Facebook și să fac și un TikTok. O să le editez puțin mai târziu, după ce mănânc,
Deocamdată am dat comandă și între timp am zis să profit și să mă bucur puțin de faptul că încă mai avem zile frumoase în toamna aceasta târzie. Am revenit la birou și am făcut rapid un TikTok pe care vreau să-l editez și să-l postez. Mai am și fotografiile pentru Instagram și Facebook pe care le voi edita și le voi posta numai decât. După care urmează partea cea mai grea a zilei. Publicarea unui articol pe site-ul gadgetreview.ro fără să mă folosesc de laptop. Deocamdată rămânem la partea de editat. Iată că am ajuns și la cea mai dificilă parte a zilei, publicarea articolului pe site-ul gadgetreview.ro. Dacă la partea de filmare review nu am avut nicio emoție, ei bine, aici lucrurile stau puțin diferit. Se poate scrie un articol integral de pe mobil, însă de 2-3 ori mai lent decât la un PC sau laptop. Și pentru că ideea challenge-ului este să fiu cât mai productivă, m-am folosit de funcția Samsung Dex și am conectat la telefon un mouse și o tastatură, ambele conectate wireless la telefon. Și ca Samsung Dex să intre în funcțiune, am avut nevoie și de un monitor pe care l-am conectat la telefon printr-un adaptor, prin intermediul căruia voi și încărca telefonul în timp ce îmi fac treaba. One eternity later. Gata cu articolul. Mi-am descărcat repede un podcast și ceva muzică antrenantă pe ceas și am plecat la alergat. Am terminat cu activitățile la birou pe ziua de azi și am venit să dau o tură de parc. Simt nevoia să fac puțină mișcare. Încă mai e lumină. Mi-am luat doar ceasul, căștile. Telefonul l-am lăsat în mașină. Eu am plecat. Ciao! Concluzia? După zi în care am încercat să fac totul ajutându-mă de telefon, ceas și căștile de la Samsung? Păi hai să vedem. Clipurile filmate astăzi mi-au ocupat 17 GB din memoria internă a telefonului. În jur de ora 14 mai aveam 44% baterie, ceea ce nu e rău deloc.
L-am mai alimentat în jur de 20 de minute la încărcătorul wireless de mașină, după care am mai făcut câteva filmări la restaurant și câteva fotografii. Iar asta a mai dus la pierderea unor procente importante ale bateriei. Am revenit la birou cu 28% autonomie pentru folosirea funcției Samsung DeX. Clar, a trebuit să-l bag la încărcat, dar nici nu aveam așteptări să reziste o zi întreagă cu toate sarcinile la care a fost supus. Și, sincer, nici nu știu dacă există telefon care ar putea face față dintr-o singură încărcare. Dar dacă știți voi, scrieți-mi și mie în comentarii. Până una alta, vreau să vă spun că, da, poți fi productiv pe durata unei zile fără laptop, folosindu-te de cele 3 device-uri. Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3 și Galaxy Buds Live. Însă, cu siguranță, atunci când vine vorba de scrierea unui articol, eu prefer laptopul. Despre căști, o să vă spun că sunt super confortabile și se așează foarte bine în urechi. După ce le-am pus, nu s-au mișcat deloc în timpul antrenamentului. Nu am sesizat vreun delay până acum. Oricum, le voi mai testa în zilele următoare și revin cu un review detaliat despre ele. Despre smartwatch, mi-am descărcat o muzică antrenantă și un podcast al lui Andy Moisescu cu micuțul și dacă inițial am zis să ascult podcastul, recunosc că am avut nevoie de ceva mai antrenant pentru a-mi da vibe-ul potrivit să mai trag puțin de mine la finalul zilei. Ce mi-a plăcut la ceas a fost faptul că, deși nu am pornit antrenamentul, el a recunoscut tipul de mișcare pe care îl făceam și mi-a înregistrat activitatea. Cam atât pentru astăzi, guys. Dacă v-a plăcut experimentul meu, dați-mi de veste în comentarii și mai facem. Un like, un share apreciez, abonați-vă la canalul de YouTube Gadget Review și până data viitoare, numai bine!